prieteni. Astăzi vom confecționa cățeluși din hârtie. Punem foaia în colț, latura mică lângă latura mare. Apăsăm. Vom tăia restul. După aceasta, bucata o punem încă o dată în două, așa. Apăsăm, desfacem. Aici vom pune în așa mod, iată, de la mijloc, îndoiem, iată, o bucată, așa, și încă o bucată, tot în așa mod. După ce am îndoiat, întoarcem figura și îndoiem în așa mod. După aceasta, vom îndoi partea de jos. Tot așa. Am confecționat capul de cățeluș. Acum vom desena cu cărioacă botul, gura, ochii. La mijloc desenăm botul. Așa va fi. De sus. Vom desena așa fel. Și aici desenăm ochii. Așa un ochi. Tot timpul desenăm ambii ochi în același timp. Vis-a-vis punem tot. Așa. Desenăm deci aici un ochi așa. Și aici, un ochi. Așa. Aici, în mijloc, lăsăm un cerculeț nevopsit. Tot așa și botul aici. Sau un cerculeț nevopsit. La fieluciu. Lăsăm mai bine. Aici vom desena încă. Face încă un model. Iau altă foaie. Începem tot așa. Pun în două. Tai restul. Găsesc mijlocul. Aici, dar nu îndoi, până la capăt. Iată, de la mijloc, iată aici este mijlocul, de la mijloc, iată așa, las mai departe. Aproximativ 3 cm de la mijloc, într-o parte și în alta. Puteți măsura și cu rigă. Puteți face și așa, fără să măsurați. Iată, am îndoiat aici. Între aceste îndoituri, aproximativ 6 cm rămân. Mai departe, vom desface aici și vom aranja, iată, ca să coincidă mijlocul. Iată, bucății de deasupra și bucății de desubt. Așa, cu ureche. Și tot așa punem cealaltă ureche. Aici
Voi ridicăm. Iată, așa. Îndoi colțul. Și acest colț de jos îl îndoi de mai jos, adică îl îndoi mai puțin. Iată, am desenat, am confecționat deja acest cap de cățel. Voi desena. Iată, tot așa, îi desenez la mijloc. Potișorul. Acești cățeluși. Dacă ți-a plăcut, pune like, abonează-te la canalul meu de YouTube și te aștept și la alt episod. Pe curând!